Totul arată din 9 septembrie, calendarul, vreme de afară, magazinele încărcate cu rechizite și chiar afișele publicitare de pe marginea străzii care fac reclamă unor noi ghiozdane. Însă, ceea ce nu arată septembrie e casa noastră, mereu nepregătită pentru vremea ploioasă sau frigul ce are să vină. Mă uit la părinții mei și văd îngrijorați. Dar de data aceasta nu se îngrijorează pentru mobila care trebuie schimbată în casă, nici pentru acoperișul care se apropie grabnic de podea, ci se îngrijorează din cauza faptului că vara a trecut și se așteaptă un nou sezon. Un sezon care, deși aduce multă culoare prin schimbările ce au loc în natură, aduce nenumărate semne de întrebare în rândul multor familii. Cum vom face față noului an școlar? Cu ce vom cumpăra ghiozdane copiilor? Câți bani o să împrumutăm anul acesta pentru achiziționarea unor noi rechizite? Oare când ne vor fi ascultate rugăciunile făcute pentru copiii noștri? De fiecare dată când pășim în luna septembrie mă întreb, oare anul acesta școlar va fi diferit? Oare din nou va trebui să împrumut creioanele și pixurile colegilor mei? De câte ori va trebui să plâng pentru caietele pe care nu le pot avea? Dar întrebarea care mă macină cel mai mult este următoarea. Cum va arăta viitorul meu? Căci mă uit la prezent și nu-mi pot opri lacrimile. Nu doresc soarta aceasta nimănui, dar mai mult de atât, nu vreau ca și copiii mei să aibă aceeași soartă. Mă rog în fiecare seară lui Dumnezeu și cred și sper că mă ascultă. Părinților mei, nu îndrăznesc să le mai cer nimic. Știu deja că nu au posibilitatea să-mi ofere lucrurile necesare, deși ar face din toată inima. Așa că îmi pun toată nădejdea în El, care știu că are putere în cer și pe pământ, care de atâtea ori ne-a purtat de grijă și a trimis oamenii Lui la ușa casei noastre. În ciuda greutăților, încă îi mulțumesc Lui, pentru că sunt în viață și pentru că am părinți sănătoși. Știu că El mă ascultă. Proiectul Ghiozdane Echipate este de un real folos pentru familiile și copiii din zonele defavorizate. Încă mai poți ajuta o familie, încă mai poți ajuta un copil prin proiectul Ghiozdane Echipate. Niciodată viitorul lor nu va fi schimbat dacă noi nu facem ceva în prezent. Schimbă viitorul unui copil. Implică-te și tu!